slăbit și binecuvântat să fie Dumnezeu, că suntem în casa Lui. Mă gândeam la textul care s-a citit și Dumnezeu scriea cuvânt robului Său care se va ridica să ne vorbească cu Dumnezeu, Duhul Sfânt să ne vorbească. Dacă dormeau Pavel și Sila, atunci când se rugau și cântau, s-a produs, frații mei, un mare cutremur. Temeliile casă s-au zgurit, acelei temnițe. Ce s-au întâmplat mai departe? S-au deschis ușile și s-au rupt toate legăturile de ținuților. Știți ce m-a rupt Tatălui? Orice ușă care stă închisă astăzi la Tatălui, să fie deschisă, să fie primit El în inima Lui, acel suflet să laude pe Dumnezeu cu toată inima și orice legătură a celui rău să piară, frații mei, nici într-un scurt. Orice legătură pe care Duhul te ține acum, în loc să fie atent la cuvânt sau la cântare, să fugă de la tine, departe de fața oricărui om. Și noi să lăudăm ca Pavel și ca Sila cu toată inima și cu tot sufletul pe Dumnezeu. Amin. Dacă inima sfântă cu bucurie, el are frumos să se putea întâlnă. În orice zi eu vreau să-mi venam, vreau numele Tău să-l preamăresc. În orice zi fața Ta o cam, doar pentru Tine vreau să-l vădesc. Doar pentru Tine vreau să-l vădesc. Inima-mi cântă de bucurie, ești veșnicul împărat. Inima-mi cântă de bucurie, cu haina laurei mai îmbrăca. Vreau să-ți cânt, Doamne, numai Ție, ești veșnicul împărat. Chiar și atunci când e îngrijorat, vrea să mă frângă, eu nu disper. La Domnul eu știu că am scăparea, privirea mea se îndreaptă spre cer. Privirea mea se îndreaptă spre cer. Inima cântă de bucurie, cu haina laudei mai îmbrăcat. Thank you.